Neața din nou. Cu Luna și Jupiter în relații tensionate cu Marte și Venus, exprimarea emoțională este destul de greoaie. Suntem tentați să renunțăm la romantism în favoarea unei perspective practice asupra relațiilor de prietenie ori sentimentale. Odată cu configurația astrală favorabilă, trasată de Lună la Saturn, ne asumăm mai ușor acest simțim. Pe plan social trebuie să fie precauți, fecioarele și peștii. Berbec, pe plan intim îți lipsește inițiativă, ori aștepți mai mult din partea persoanei invite. Comunicați-vă dorințele și nevoile fără menajamente. Taur, atât relațiile profesionale, cât și cele de prietenie, orice sentimentală, îți permit să fii tu însuți. Crezi că poți învăța ceva de la cei dragi, dar și invers. Gemeni, te poți simți oarecum constrâns la nivel sentimental. Înainte de a face o greșeală greu de reparat, discută cu partenerul despre libertatea personală. Rac, nu te simți în largul tău nici în familie, nici alături de partener. Spre după amiază însă, ajungi la sentimente mai bune în relația de cuplu. Leu, în confortul propriului cămin și în prezența partenerului te simți în largul tău. Totuși nu încerca să te sustragi complet îndatoririlor sociale. Fecioară, ești prins la mijloc între dorințele personale și cele ale anturajului, ale familiei sau ale partenerului. N-ar strica să fii mai selectiv. Balanța, simți că nu mai ai timp pentru tine și pentru apropiați. Dacă îți organizezi programul eficient, acest impediment va dispărea cu totul. Scorpion, poți da dovadă de multă sensibilitate și empatie, dar nu ți este tocmai ușor să transmiți acest lucru. Poartă-te cu mai multă căldură. Săgetător, ești mereu nemulțumit de prietenii tăi, de copii ori de persoana iubită. Ar fi momentul să realizezi calitatea oamenilor de lângă tine. Capricorn, ar trebui să le acorzi cu apropiaților mai multă încredere. Uneori ai tendința să-i desconsideri și îți creezi de servicii. Vărsător, ești destul de preocupat de ceea ce se întâmplă la muncă. Nu te baza însă pe un suport continuu din partea celor dragi ai casei. Pești, aștepți exclusivitate de la cei dragi fără a le respecta libertățile personale. Poate ar trebui să fii mai rezonabil în această privință. O zi cât mai frumoasă! Mulțumim, Anca Martin!